Dacă dă o mașină, fii atent, dacă dă o mașină peste mine, riscă să se răstoarne mașina. Mie nu mi-e frică, mă. Asta. Da, declarație importantă, emoționantă, domnul Zamfir. Și corectă. Și corectă. Că te plângeai că nu spune doamna Șoșoacă adevărul. Da. Da. Nu, uite vii cu vreo contraargument solid? Contraofensivă la această declarație? Încerc să... Hai să te văd cum spui că i-ar fi altfel. Că ar sta lucrurile altfel. Bine, depinde, mă, și ce auto turist. Pentru acum, singur, de bășcălie, cred că e lumea sătulă. Și, da, asta vreau să coții într-o glumă, într-o glumă. Depinde ce fel de mașină, ce autoturism. Deci, ești băiat tânăr, nu știu dacă ai prins. Lăstun. Ai auzit de lăstun? S-a auzit, domnul Zamfir. Și... N-ai auzit de lăstun. Te-am văzut după față. Auzit, știu, te-ai uitat în sânga jos, mai mințit. Știu bine. Deci lăstunul, dacă ar lovi eu un lăstun, da. Nu cred că, nu știu dacă s-ar răsturna neapărat lăstun, dar nici nu ar provoca o așa o undă de șoc. Adică nu știu dacă și-ar da seama. Vezi că e un lăstun, unde la picior? Pare, așa cred că asta ar fi reacția. Pe de altă parte, în cazul unor autoturisme, ceva mai mare, un monster truck, de exemplu, dacă urmăriți cursele de monster truck sau da. Ce dracu salea, când se dau cu mașinile ale americane. Acolo poate că... Deci noi vreau da, să o Volga discutăm... dacă ar intra. Ce anume? O Volga. O Volga neagră? Păi n-ar intra în ea, ar opri lângă dar și ar deschide portiera. Dacă ar intra doamna Șoșoacă într-o mașină, ai văzut ce s-a întâmplat? A oprit-o poliția când a intrat în ultimul. Iată imagine emoționante. Cum era? Bun, deci eu afirmația doamnei Șoșoacă, sunt convins că spune-ți. Consumatorii de Șoșoacă... Da, am râs și eu. Consumatorii de Șoșoacă vor zice, da, dom'le, corect, e foarte puternică, femeie cu tare. Deci vor, o vor lua ad literam, vor considera că e într-adevăr, dom'le, e bă, posibil. Singurul lucru pe care îi sfătuim, da. Să nu testeze, doamne ferește, asta, dar nu asta se înțelege greșit, vă rog frumos. Nu, orice, cu cuvinte, nu cu dar, prostii de-astea. Dacă intră domnul... Să știi ce fel de nebuni... Tragi un semnal de alarmă. Păi, da, nu mai poți să știi nimic în ziua de astăzi, că faci o glumă și... A făcut doamna Șoșoacă o glumă, a râs, am lăsat-o și cum să vedea și altul zice, oare? Eu cred că e cea mai bine păzită persoană din România, doamna Șoșoacă, îți dai seama că orice îi se întâmplă, va strâni o... E clar că sistem... Dacă doamna Șoșoacă, doamne ferește, își produce singură, din neputință, un accident, lumea o va lua ca pe un atac la Șoșoaca noastră și se vor mobiliza din nou masele în favoarea ei, să o votăm, pentru că deranjează sistemul. Dacă se împ-